David Vraciu, copilul de 7 ani din Bacău, e deja idol la Barcelona, care i-a dat tricoul lui Messi cu numărul 10 și face toate poftele, pentru că a ajuns mai târziu, l-a înscris la școală direct în clasa a doua, unde Messi din România studiază limba catalană. La Barcelona, puștiul din Bacău, comparat cu Messi, joacă în echipa Ibrahimović. La Barça, fiecare echipă de copii primește numele unui star de pe Camp Nou. La vârsta lui, copilul e un fenomen, spun steliștii, care n-au putut să-l păstreze în Ghencea. Bacăul se poate lăuda cu un tânăr fotbalist care, la doar 9 ani, a jucat la două cele mai mari echipe ale lumii, Barcelona și Real Madrid. Este vorba despre Andrei David Silviu Vraciu, un băcăuan stabilit în Spania, care, după ce a fost capitanul echipei de copii al Barcelonei la gruparea de 8 ani, s-a transferat la Real Madrid. Cu formația Benjamin B a Realului, Vraciu a câștigat campionatul în meciuri marcate în sezonul recent încheiat. Site-ul gloriosului club spaniol îl prezintă pe tânărul fotbalist băcăuan drept posesorul unei tehnici foarte bune, în special cu piciorul stâng și autorul unor șuturi foarte puternice. De altfel, în toate fișele făcute de antrenorii de juniori ai Realului, David Vraciu are doar calificative la superlativ. Românul este foarte apreciat de madrileni, mai ales că el intră în categoria foarte selectă a jucătorilor care au îmbrăcat atât tricoul blaugrana cât și cel blanco. Silviu Vraciu a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campion cu Real Madrid. În vârstă de 10 ani, puștiul cu aliură de fotomodel face parte din echipa Benjamin B a Realului și se pregătește să facă pasul către Aleviv B și spre fotbalul în 11 pe teren mare. În sezonul recent încheiat, David Vraciu a fost unul dintre principalii realizatori ai echipei sale. Aflat într-o scurtă vacanță în Bacău, jucătorului Real Madrid a făcut o vizită trustului media deșteptarea. A fost un campionat foarte, foarte dificil. Acumulación de minutos. Están muy cansados, pero... Atención a Silvio, puede marcar Silvio. ¡Gol! Silvio, minuto 4 de la segunda mitad, la jugada individual del medio centro rumano, el que fuera del este agua. Ahora del Real Madrid, jugada increíble Silvio, golazo para marcar, para poner el 1-0 y un pie en semifinales. Real Madrid 1, Milan 0, supongo Mercedes, alegría en el banquillo blanco. La turneul Iscar Cup, Real Madrid a ocupat poziția a treia pe podium, după ce a trecut în grupe de FC Barcelona, echipa la care David Vraciu a evoluat în urmă cu două sezoane. Am ieșit pe locul 3 și acolo...